puterea comunicării non-violente stă cumva în simplitatea asta ei foarte pragmatică, așa că în orice moment sunt două moduri de a îmbunătăți conexiunea și înțelegerea. Avem la îndemână treaba asta sau cel puțin prin comunicare în no am, 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 testat de suficiente ori să, să, fiu încrezător în a spune treaba asta. Unu, atunci când sunt vulnerabil, cu propriile mele uh, sentimente și nevoi. 2. Ascultând empatic sentimentele și nevoile unei alte persoane. Când interacțiunea dintre doi oameni se bazează pe partea asta, cum să mă exprim cât mai autentic și cum să îl ascult cât mai empatic pe celălalt, cred că vedeți că e un mod destul de diferit decât suntem, nu știu, noi obișnuiți să trăim. Mai ales atunci când suntem într-o stare de tensiune sau conflict, da, și avem chestia aia cu să luptă, să, lupti, să te supui sau să fugi. Și parcă o stare de supraviețuire continuă în care vrei să ai dreptate, să ai un cuvânt, să-l convingi pe celălalt, e ca și când orice interacțiune cu celălalt e ceva de, de cucerit, ceva de învins. Și nu e suficient doar să câștigi, important e ca și celălalt să piardă. Și cred că ați trăit senzații din astea, ori de o parte, ori de alta a, a sursei de putere, că de obicei așa se întâmplă.